În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Oricine se va înălța pe sine, se va smeri, și oricine se va smeri pe sine, se va înălța. Iubiți credincioși și credincioase, Sfânta Evanghelie pe care am auzit-o astăzi este Evanghelia începutul perioadei Triodului, adică o perioadă cu 3 săptămâni înainte de începerea Sfântului și Marului Post al Paștilor. Această perioadă a Triodului este o pedagogie deosebită prin care Sfinții Părinți ai Bisericii care au stabilit-o și care au organizat-o din punct de vedere duhovnicesc ne îndeamnă la pocăință, adică la schimbarea felului nostru de a gândi și de a fi. Această Evanghelie este la prima vedere foarte simplă, dar ea conține foarte multe învățături duhovnicești și în ea Mântuitorul se arată cel mai mare cunoscător al sufletelor noastre și în același timp doctorul sufletelor noastre. Fariseul era un om dintr-o categorie de elită a poporului Israel și casta aceasta sau gruparea fariseilor sau partida fariseilor se bucura de o anumită vază în fața oamenilor pentru că ei erau buni cunoscători ai legii farisei și în general se străduiau să împlinească legea lui Moise. Însă împlinirea foarte adesea era formală, mai mult ca să fie văzuți de către oameni. Și ceea ce era mai rău era atitudinea lor arogantă și de dispreț față de alți oameni care nu ajungeau să fie atât de scrupuloși în împlinirea legii. Vameșii reprezentau o altă categorie, o categorie de oameni considerați foarte păcătoși, pentru că ei, vameșii, foarte adesea cereau mai mult decât se cuvine atunci când adunau vămile, foarte adesea erau lacom, doritor de a se îmbogăți rapid și erau urâți de către oameni și desprețuiți, fiindcă adesea se puneau și în slujba stăpânirii străine, adică a stăpânirii romane. Deci avem de-a face aici cu două categorii, una reprezentată prin fariseu, care părea oarecum o elită spirituală a poporului, și alta o categorie de oameni reprezentată prin vameș, care părea vrednică de dispreț și de blam. E bine, acești doi oameni care reprezentau două categorii diferite în popor au urcat la templu. Atitudinea lor însă în fața lui Dumnezeu a diferit în mod surprinzător. Și Mântuitorul, ca mare doctor vindecător al sufletelor, nu privește la fața omului, ci la starea inimii lui atunci când oamenii se află în fața lui. E bine, starea inimii fariseului diferă foarte mult de starea inimii vameșului. Fariseul se mândrește cu ceea ce realizează el. Ceea ce spune el nu este minciună, este adevăr, dar starea inimii lui nu este una de smerenie. El este plin de sine și de aceea nu mai este loc în inima lui de prezența lui Dumnezeu. El începe rugăciunea: îți mulțumesc ție, Doamne, că nu sunt ca ceilalți oameni. El nu mulțumește lui Dumnezeu măcar pentru faptul că l-a ajutat să săvârșească multe fapte bune, ci mulțumește lui Dumnezeu că nu este ca ceilalți oameni. Adică mulțumirea lui
nu este atât de mult îndreptată către Dumnezeu, cât este îndreptată sub formă de judecată asupra semenilor săi. Îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni răpitori, lacom și desfrânați, sau ca acest vameș. Adică nici cel care se afla lângă el nu era cruțat, nici pe cel care se afla în rugăciune înaintea lui Dumnezeu nu-l trece cu vedere acest fariseu și îl include și pe el în categoria oamenilor care se pierd, care nu merită nicio atenție. În contrast cu acest fariseu care se compară cu ceilalți oameni, care judecă pe ceilalți oameni și care este plin de sine, vameșul zice doar: Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului. Și Mântuitorul Iisus Hristos ne spune că acești doi oameni, când s-au întors de la templu, au coborât de la templu spre casele lor, vameșul s-a întors mai îndreptat, sufletește, duhovnicește, decât fariseul. Iar concluzia Evangheliei este: cine se înalță pe sine va fi smerit, și cine se smerește pe sine va fi înălțat, adică va fi înălțat de către Dumnezeu. Vameșul este un om, desigur, păcătos, dar pocăința lui este sinceră. Și el nu contează pe faptele lui bune, pe care poate că nu le are, și nici pe o bunătate pe care nu o are, și nici pe virtuți pe care nu le are. Singurul lucru pe care contează el este mila lui Dumnezeu. Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului. În centrul rugăciunii sale se află mila lui Dumnezeu și păcatul său propriu. Nu se mai interesează de ceilalți oameni. Vameșul nu face lista păcatelor altora. Nu se transformă în judecătorul altora. Nu se compară cu nimeni. Nu are acum grijă de păcatele altora, ci numai de propriul său suflet. De propriul său suflet, care are nevoie de mila lui Dumnezeu pentru a se schimba, pentru a se înnoi, pentru a se curăți, pentru a se mântui. Iată de ce Sfinții Părinți, punând Evanghelia aceasta la începutul triodului, deja anunță perioada de pregătire a Sfintelor Paști ca perioada plângerii păcatelor noastre și intensificării cererii milostivirii lui Dumnezeu asupra vieții noastre. Acest vameș, dintr-un om păcătos, prin puterea pocăinței lui sincere, devine, fără să vrea și fără să știe, un dascăl pentru mulți oameni, pentru noi toți. Și anume, atunci când mergem în fața lui Dumnezeu la biserică, cel dintâi lucru pe care trebuie să-l cerem este milostivirea lui Dumnezeu pentru viața noastră. Chiar dacă am făcut fapte bune, nu tot ceea ce considerăm noi că este bun, este socotit și de Dumnezeu bun. Foarte adesea chiar faptele bune pot fi amestecate cu mândrie, cu dorința de a ne afirma, cu dorința de a fi lăudați, cu dorința de a ne arăta că suntem mai buni decât ceilalți. Multe din faptele noastre
considerate de către noi înșine bune, au și ele nevoie de mila lui Dumnezeu ca să fie curățite de ceea ce a fost orgoliu sau egoism atunci când le-am săvârșit. Acest vameș ne îndeamnă ca un învățător fără voia lui, să spunem cât mai mult, așa cum se roagă biserica, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosule. În al doilea rând, acest vameș ne arată că în fața lui Dumnezeu avem nevoie nu ca să enumerăm virtuțile noastre, cum făcea fariseul, zicând, Doamne, postesc de 2 ori pe săptămână și dau zeciuială din tot ceea ce am. Desigur că el spunea un adevăr, dar Dumnezeu știe și cât postim și câtă milostenie facem. Nu are memoria așa scurtă Dumnezeu. Nu este un uituc care să nu țină minte ceea ce am făcut noi. Este atot știutor. Dar și când facem un lucru bun, trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru că am putut face acest lucru. Cu ajutorul Lui, cu mila Lui, să săvârșim binele. Însă, ceea ce trebuie arătat în fața lui Dumnezeu atunci când venim să ne spovedim, să mărturisim păcatele, este ceea ce nu e conform cu voia lui Dumnezeu în viața noastră. În fața lui Dumnezeu se aduce spre curăție ceea ce n-a fost făcut potrivit dorinței lui Dumnezeu. Gândurile noastre rele, cuvintele noastre care nu l-au preamărit pe El, faptele noastre pline de egoism, de răutate sau de nepăsare, tot ceea ce n-a fost iubire față de Dumnezeu și față de semenul nostru în viața noastră este păcat. Tot ceea ce n-a fost iubire smerită este păcat. Și tot ceea ce am făcut fără să cerem ajutorul Dumnezeu și fără să-i mulțumim, chiar dacă pare bine, se poate transforma într-un păcat. De aceea învățăm de la acest vameș că la un moment dat, în sufletul lui, nu se mai pune nici întrebarea înșiruirii multelor sale fapte rele, ci el dorește să primească eliberare de starea păcătoasă în care se află. Sufletul încărcat de păcate nici nu mai ține minte numărul mare al lor. Acest vameș cere eliberarea sufletului său de starea de păcătoșenie, de starea de păcat. E bine, cum este el dascăl, acest vameș, pentru noi atunci când ne pocăim? Este dascăl pentru că, așa cum spuneam, cere mila al Dumnezeu, dar este și dascăl pentru că nu e mulțumit de starea în care se află. E bine, taina spovedaniei nu este un simplu moment de spunerea păcatelor duhovnicului ca să ne putem împărtăși. Starea de pocăință este dorința fierbinte de a ne elibera de un trecut care ne apasă și dorința fierbinte de a schimba viața. Și constatarea că nu putem schimba prin propriile noastre forțe. Sunt o mulțime de oameni în viețile sfinților, am văzut acest lucru în Pateric și în alte scrieri duhovnicești, care s-au luptat 10 de ani
ca să scape de o patimă. Și n-au putut. Și atunci au ajuns la strigătul pocăinței, asemenea vameșului, văzând cu ochii lor duhovnicești că foarte adesea numai mila lui Dumnezeu ne poate schimba, că nu este de ajuns uneori crisparea voinței. Există răutăți în sufletul nostru atât de puternic înrădăcinate, în care numai mila lui Dumnezeu le poate scoate și le poate vindeca. Aceasta vedem în sufletul acestui vameș. Strigătul său arată că este atât de încărcat sufletul de păcate, că numai mila lui Dumnezeu îl poate elibera de ele. Când omul se eliberează de păcate, se renaște. De aceea a fost numită pocăința un alt botez. Botezul o singură dată se săvârșește în viața noastră. Dar botezul pocăinței, al lacrimilor, al spovedanii, al mărturisirii, trebuie cât mai des repetat. Iar Sfântul Ioan Scăraru a numit pocăința cu lacrimi al doilea botez care se repete des, iar lacrimile pocăinței le-a numit lacrimile cele de bucurie aducătoare. Adică momentul în care ne lepădăm de trecutul nostru, care ne covârșește, ne apasă, ne diminuează, ne ucide sufletul zi de zi. Atunci începe renașterea noastră, înnoirea noastră interioară. E bine, aceasta este taina pocăinței, taina eliberării, taina vindecării, taina înălțării. Păcatul și căderea în păcat ne apasă și ne fac să cădem, să scădem și să decădem. Dar mila lui Dumnezeu și rugăciunea de pocăință ne ridică. Când îngenunchem noi în taina pocăinței, atunci ne ridicăm sufletește. Fiecare îngenunchere a noastră în fața lui Dumnezeu, prin care noi ne smerim, ne golim de noi înșine și ne umplem de prezența iubirii Dumnezeu, este de fapt o înălțare duhovnicească, o eliberare. Când îngenunchem copleșiți de păcate, vrem să lăsăm jos spre pământ păcatele noastre, pentru ca sufletul nostru să se poată alipi de Dumnezeu cel ceresc. Prin păcate ne-am alipit prea mult de cele pământești. Prin pocăință ne dezlipim de ele și ne lipim de Dumnezeu și de lucrurile cerești. De aceea spune Evanghelia în sfârșit, sfârșitul ei astăzi, că vameșul s-a întors mai îndreptat la casa sa. Să rugăm pe Hristos Domnul să ne dăruiască puterea aceasta a pocăinței adevărate. Puterea aceasta de a conta în primul rând pe mila Lui și de a trăi bucuria ridicării noastre prin iertarea care vine de la El, spre slava Lui.